păstrarea tradițiilor religioase și culturale prin punerea în valoare a talentelor în pictura bisericească. Acesta este obiectivul principal al concursului național Icona Ortodoxă, Lumina Credinței, ajuns la cea de-a șaptea ediție. În acest an, concursul este organizat pe două secțiuni, frescă și pictură pe lemn, iar tema este Iconografia Sfinților Români. Pictorii iconari care doresc să participe la concurs pot transmite până în data de 23 martie la adresa de e-mail sectorul teologic arondiahu.com formularul de înscriere completat și scanat, fresca sau icoana în format electronic, precum și 5-10 fotografii care să documenteze procesul de realizare a lucrării. Concursul național Icoana Ortodoxă Lumina Credinței a ajuns la a șaptea ediție, dedicată anului omagial al unității de credință și de neam. Aceasta aduce în atenția publicului sinaxatul Sfinților Români, Sfinți care au trăit pe teritoriul românesc, sau lectorul maașt, odihnesc în lăcașurile străbune. Este o ediție creativă, astfel că, în cadrul celor două secțiuni, pictură pe lemn și frescă, participanții se pot înscrie cu câte o icoană, compoziție personală, în care să ilustreze momente din viețele sfinților. Pentru a fi acceptați în concurs, candidații vor trece printr-o primă etapă de preselecție, în care li se vor evalua lucrările aflate în stadiul de execuție. Prin urmare, Pot trimite fotografii cu etapele specifice de lucru, cum ar fi schițele premergătoare, desenul pregătitor, eboșa sau alte detalii semnificative. Concurenții ale căror lucrări vor fi acceptate în concurs le vor depune la Centrul pentru Patrimoniu Cultural Sfântul Constantin Brâncoveanu în perioada 2-5 aprilie. Evaluarea va avea loc în perioada 16-20 aprilie, iar rezultatele vor fi publicate pe site-ul www.patriarhia.ro în ziarul Lumina și pe pagina de Facebook a concursului. Anul acesta vor fi oferite șase premii cu o valoare totală de 39.000 de lei. Obținerea unui premiu în cadrul acestui concurs este recunoscută ca activitate de către Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhii Române, iar concurenții care vor urca pe podium trei ediții consecutive vor fi autorizați ca pictori iconari fără a mai efectua perioada obligatorie de practică. La sfârșitul acestui an câștigătorii premiului întâi de la cele două secțiuni vor avea posibilitatea să organizeze o expoziție de icoane în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei. Pentru celelalte detalii privind etapele concursului, premierea și vernisajul, vă invităm să consultați site-ul Patriarhiei sau pagina de Facebook a concursului. Concursul național Icoana Ortodoxă Lumina Credinței este organizat de sectorul Cultură și Patrimoniu Religios al Administrației Patriarcale, prin Centrul pentru Patrimoniu Cultural Sfântul Constantin Brâncoveanu și sectorul teologic educațional.